Bună seara, dragii mei! Sunt Părintele Matei Vulcănescu și suntem din nou împreună. Aș vrea astăzi să vă prezint o carte care mi se pare extrem de importantă. Se numește Îngenunchierea. Da? Se scrie de aici, de la... Aici este dreapta, de la dreapta spre stânga. Da? Se numește Îngenunchierea și este scrisă de... Mitropolitul Grigorie Papa Thomas, care este profesor universitar la Universitatea Teologică din Paris, Saint-Serge. Această carte este excepțională, pentru că, iată, în genunchiere așa are locul ei în biserică, și nu se face oricând și oricum, și câteodată în genunchierea poate fi chiar păcat. De aceea, există această carte uh, care ne explică, părintele este profesor uh, de canonologie, de canoane, da? Uh, și uh, 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 este foarte interesant, foarte interesant uh, cum, uh, cum, se pune problema în această carte legat de genunchiere. Pentru că, probabil că au, auziți de foarte multe ori în liturgie, înțelepciune, drepti, să ascultăm Sfânta Evanghelie și vedem că oamenii se așează în genunchi. E, trebuie să știm că um, înțelepciune drepți înseamnă să stăm drepți, nu să stăm în genunchi. Este un lucru important. Iată, um, vă citesc câteva lucruri um, din această carte. Sedimentările ca forme de depunere a unor elemente străine nu sunt specifice doar fenomenelor naturale sau siturilor arheologice, încă neexplorate, ci uneori și organismelor vii. Chemate să reziste permanent cu prețul pierderii vieții în fața tuturor tendințelor exterioare de dominație, din partea oricărui gen de corp străin. Astfel și biserica trupului Hristos, celui viu și înviat, da? Deținătoar, deținătoare adevărului, este supusă unor influențe exterioare, pluriforme, din partea istoriei și, în virtutea condiției sale, de realitate, așa. Ia să vedem, o, o asemenea formă de sedimentare exterioară este și în genunchierea anticanonică, în zilele de duminică, ce s-a impus și continuă să domine în vremurile noastre, ca și în trecut așa cum ne demonstrează prezentul studiul canonic-patristic pe această temă. Studiul izvoarelor ne arată că Biserica a adoptat pentru participarea uh, metexi în cadrul săvârșirii cultului eucharistic, la Sinaxea Euharistică și la Dumnezească Liturghie din ziua Duminicii, poziția drepți, poziția în picioare. Și cu toată insistența Bisericii asupra acestei poziții comune pentru toți, a corpului omenesc, aproape în fiecare epocă istorică, în parte au apărut, cu o persistență de nebiruit, tendințe de sedimentare ale unor forme de religiozitate subiective, cu caracter psihologic, ce au determinat impunerea în genunchierii anticanonice în momentele pline de măreție ale celebrării învierii în cadrul cultului bisericesc adept al poziției verticale, cu consecințe care înlesnesc riscul răst răstălmăcirii mărturisirii învierii și a concepției eschatologice în sfera lumii căzute. O importanță aparte prezintă faptul că biserica revine mereu în fiecare secol cu îndrăzneală și vitalitate teologice renoite asupra acestui aspect, încercând să demonstreze și să-i convingă pe credincioși să nu îngenuncheze în momentele de mărturisire a învierii, când ei sunt chemați să se facă, prin poziția lor verticală, mărturisitorii a învierii și martorii ai vieții veacului ceva să fie. Suntem puși în fața unei chestiuni profund teologice, cu temei și argumentație patristice și liturgice, istorice și canonice, care, în cele din urmă, se află în legătură cu atitudinea exterioară. Prin care se exprimă părtășia noastră la faptul învierii Domnului și la realitatea veacului ce va să fie. Mulțimea izvoarelor scrise am identificat 97 de izvoare de mărturii, da? de-a lungul a două milenii de existență a Bisericii, pe care am numit-o liturgia, litania mărturiilor de-a lungul veacurilor atestată, atestă atât gravitatea problemei, cât și grija de netăgăduit a bisericii asupra celor două surori gemene, învierea lui Hristos și împărăția escatologică. Iată. iată. Iată, ce spune și o să vă arăt acum canoanele da, pe care le-am subliniat aici în această carte. Interzicerea de către biserică a îngenuncherii în momentele propovăduirii învierii lui Hristos și vieții veacului ce va să fie din perspectiva tradiției canonice a bisericii. Iată, o să vă prezint inițial canonul 91 al Sfântului Vasile cel Mare. Ia să vedem ce spune Sfântul Vasile cel Mare legat de Problema în genunchierii. Și citez. Ne săvârșim rugăciunile în prima zi a săptămânii. Care este prima zi a săptămânii? Care este prima zi a săptămânii? Ce numim noi, creștinii, prima zi a săptămânii? În ce zi am înviat Hristos? Nu? În duminică, nu? Duminica este prima zi a săptămânii. Așa, deci ne săvârșim rugăciunile noastre în prima zi a săptămânii, adică duminica, stând în picioare, da, drepți. Nu avem voie să stăm în ziua duminicii în genunchi, iată. Da. Iată, tot Sfântul Vasile cel Mare, canonul 89, să vedem ce spune. Și spune așa, mult mă mâhnește nesocotirea canoanelor părinților și că respectarea riguroasă a acestora a fost îndepărtată din biserici. Și mi-e teamă că nesocotirea treptată a acestei căi va duce la o tulburare de a lucrurilor în biserică. Deci iată faptul că imediat după canonul 89, mai urmează un canon și apoi în canonul 91 a Sfântului Vasile, se vorbește despre faptul că în ziua Duminicii trebuie să stăm drept și nu avem voie să stăm în genunchi. Este un lucru extrem, extrem de important, oricât de banal ar părea și oricât de multă Evlavie am avea pentru a sta la liturghie în genunchi. Chiar am văzut, din păcate, chiar episcopi care, în momentul epiclezei, în momentul Sfintei Liturghii, când se pogoară Duhul Sfânt în biserică, da, n-am să spun. Acel lucru peste sfintele taine, pentru că acolo vine Hristos în chipul pâinii și al vinului, vine Duhul Sfânt, da? Din Mare Vlavie, chiar și episcopul, chiar și unii patriarhi, chiar și unii episcopi, așa și prezviteri, se așează în genunchi. Lucru cu totul, cu totul interzis, da? Nu avem voie să stăm în genunchi duminica la liturgie, da? dintr-un început, această așteptare, da? Care, pe care, 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 despre care se vorbește, da? Aștept abia, cum spune? Prozdoko Anastasi da? Prozdoco Anastasi Necron, Chezoi Neonion, Amin. Ce înseamnă Prozdoko? Înseamnă, este crezul, da? Cred într-unul Dumnezeu, Tată la toți, viitorul, da? πιστεύω εις έναν Θεόν, πατέρα παντοκράτορο, ποιητήν ουρανό και γης, ορατών τε και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, το εκ πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώναν. Να, σημαίτε πάρτε που είναι λα, προσδοκώ ανάσταση νεκρών, και ζωή του μέλλοντος αιώνος, αμήν. Άσχα σε τελμίνα κρέζου, δα, πε καί ερωστήμ. Εν φύγε καρεντουμίνη καμπισέρι, κατεσί μόνο ορμάδα τρεπίσα ερωστήμ λαμποτέζ. crezul, care se rostește la botez, dar uh, să-l rostim conștient. Aștept. De deci, prozdoco înseamnă abia aștept. Deci, uh, abia aștept în vierea morților și viața veacului ce va să fie amin. Adică, aștept cu mare dorință momentul acela. Asta înseamnă. Abia aștept în morților și viața veacului ce va să fie. Iată, lucrul acesta rostim acum și la fiecare sfântă liturghie. da? Dintr-un început, de această așteptare, ce nu e doar o simplă speranță, a caracterizat neîncetat orientarea trupului bisericesc. De fapt, învierea lui Hristos și veacul ceva să fie au constituit axa principală și nucleul propovăduirii apostolice. Sub acest, sub acest aspect, conținutul propovăduirii patristice rămâne neschimbat. Cuvintele apostolilor și ale părinților nu sunt decât reflectarea însăși a vieții și practicii bisericești, apărute în cadrul comunităților creștine, odată cu cinzecimea, adică cu pogorârea Duhului Sfânt, ziua nașterii bisericii și totodată o răsfrângere a împărăției, care e așteptată să vină, care e deja aici și nu încă. Da? Foarte interesantă această stare de tensiune eschatologică. Adică împărăția este aici și nu încă. Da? De-a lungul istoriei sale, biserica a depus toate eforturile pentru împlinirea unicei menire a trupului bisericesc. Păstrarea intactă a perspectivei apocaliptice și escatologice. Iată. Tema pe care dorim să o dezvoltăm, în rândurile următoare privește un punct nici neînsemnat, nici inoportun. Este suficient să observăm astăzi, într-o comunitate creștină, într-o parohie, în timpul dumnezeieștii liturghii, atitudinea creștinilor și gesturile lor liturgice, care manifestă neîndoielnic modul asumării revelației dumnezești a lui Hristos în viața comunitară, dar și personală. Dumnezeiasca liturghie, Paștele fără de hotar al bisericii și pregustarea prin experiență personală a împărăției ce va să fie, sunt cu siguranță cel mai bun prilej pentru a conștientiza asumarea la care ne-am referit mai sus. Este deosebit de interesant să vedem cum acest eveniment culminant și unic pentru întreaga lume, care vădește jertfa, lui Hristos și mereu renoită pentru mântuirea lumii, a devenit momentul perfect pentru manifestarea a ce? A religiozității creștine sau a religiozității ortodoxe. Cu toate repercursiunile pietiste, folclorice, moraliste, seculare sau magice pe care ace aceasta le presupune și implică. Realitatea pe care o putem observa în uzanța în genunchierii, cu privire la întreaga practică liturgică creștină, nu numai ortodoxă, este prin definiție și fără îndoială o deviere deloc neînsemnată, ci de o importanță aparte. Și aceasta în timp ce, chiar din primele trei secole ale erei creștine, această chestiune fusese deja rezolvată într-un mod destul de clar, ferm și foarte bine justificat din punct de vedere teologic. Se impune, deci se impune ca investigația noastră să înceapă cu o retrospectivă istorică asupra problemei în genunchierii, pentru a se evidenția profunzimea unei probleme dominate și omniprezente în viața bisericească, mai ales ortodoxă, și aceasta din secolul al XVII-lea până în prezent. Am da? Canoanele care vorbesc despre, despre sunt canonul 15 al Sfântului Petru al Alexandriei, la anul 300-311. Canonul 20 al primului sinod ecumenic de la Nicea, din 325. Canonul 91 al Sfântului Vasile cel Mare de la Cezarea, din 370. Canonul 90 al sinodului ecumenic Quintisex de la Trulan din 691. Și nomocanonul în 14 titluri al Sfântului Fotie cel Mare în secolul al XVI-lea. Uh, Apare lucrarea aceasta, dar el a fost făcut în anul 883, deci în secolul 9. Apoi, în mileniu, apare apoi Pidalionul Sfântului Nicodima Maghioritu, care apare la 1800, da? Acolo vedem clar adunate canoanele care vorbesc și despre îngenunchiere. Iată, spune foarte clar Sfântul Petru al Alexandriei despre postirea în zilele de miercuri și vineri și despre faptul că duminica nu ne plecăm genunchii. Da? Iată, foarte important. Da? Nu ne plecăm genunchii. Da? Plecarea genunchilor în genunchierea ține de ceea ce se numește un pietiz personal. Da? Deci, pentru că ziua de duminică este ziua învierii Domnului, este zi de bucurie, da? Și dragostea față de cel înviat impune respectarea neîngenuncherii, da? Deci, iată, iată ce spune Canonul. Spune că, în același timp, Canonul oferă îngenuncherii o altă interpretare. Contrară, acceptarea în genunchierii Duminica dovedește lipsa și diminuarea dragostei față de Hristos, dând întâietate pietismului personal și prin urmare unui individualism religios, nu, uh, nu iubirii bisericești, ce incontestabil își face apariția aici într-un mod foarte evident. Iată, o să și citim canonul respectiv. Ca să-l să înțelegem mai bine, nimeni nu va putea învinovăți că ținem cu strictețe miercurea și vinerea, zile în care și-a ni s-a poruncit. În virtutea predaniei primite pe drept, miercurea o ținem pentru sfatul pus la cale de iudei spre vânzarea Domnului, iar vinerea din pricina pătimirii sale din acea zi pentru noi. Iar duminica o prăznuim ca pe o zi de bucurie pentru cel care a înviat în ziua aceasta, în care am primit uh, predania de a nu ne pleca nici genunchii. Iată, uh, se vede clar că cei care își pleacă genunchii, de fapt, în ziua duminicii, de fapt, nu iubesc pe Hristos. Aceasta este uh, concluzia uh, concluzia uh, acestui. Uh, Acestui canon, da? Ia să vedem ce ne mai spune părintele Mitropolit Grigorie Papa Thomas, pe care l-am cunoscut personal, am și conslujit, am avut ocazia să particip și la un curs de al alta asinției sale, așa. De asemenea, ne-am putea întreba. Când Sfântul Petru al Alexandrii vorbește despre o predanie existentă deja, la ce se referă? Este evident că mărturiile biblice nu se află în acord cu această informație canonico-patristică privitoare la practica în Din potrivă, se întâlnesc informații biblice opuse. Iar când stați drept în picioare, să vă rugați. Am putea cita o mărturie patristică ce arată că aura pascală a determinat această poziție de rugăciune a trupului omenesc în timpul rânduielilor liturgice, cu precădere în timpul dumnezeieștii euharistii, așa cum a fost celebrată în epoca apostolică. Acest gest pascal de a sta în picioare, de a sta drepți și nu în genunchi, impregnat de iubirea pentru Domnul cel înviat, a dat impulsul manifestării acestei iubiri și prin poziția liturgică a corpului uman în timpul slujbelor bisericești. Această realitate ontologică, adică ființială, ce se, define, ce se identifică cu viața trupului bisericii, a devenit o practică retransmisă de tradiția bisericească. Mărturia aparține unei surse istorice, patristice, care reflectă această tradiție. Nu ne plecăm genunchiul duminica, întrucât aceasta se află în relație cu învierea, care prin Harul lui Hristos ne-a eliberat de păcat și prin care moartea a fost biruită. Această obișnuință s-a născut în timpul apostolilor. Așa cum ne spune fericitul mucenic Irineu, episcopul Ionului, în cartea sa despre Paști, în care se referă și la praznicul cinzecimii. Când de asemenea nu ne plecăm genunchiul, deoarece se bucură de aceeași importanță teologică ca orice altă duminică, din motivul mai sus amintit. Aceasta este primul text patristic da, în care se face referire la faptul respingerii în genunchierii, iar Petru al Alexandriei se, -se raportează la această tradiție apostolică patristică, calificând-o drept predanie deja existentă și folosind-o ca argument suficient în sine, pentru soluționarea unei probleme cronice. De, a, de menționat că uneori avem tendința de a reduce importanța unei predanii deja existente, opunând-o tradiției scrise, adică scriptura. Se poate constata aici o influență de origine protestantă, vizibilă în mod deosebit în viața comunităților ortodoxe, în decursul ultimelor două secole, dar și în viața romano-catolicilor papistași. Sfântul Vasile cel Mare ne avertizează că, în momentul în care vom neglija predaniile nescrise, sub pretextul că nu au o importanță prea mare, vom sfârși prin a aduce vătămare învățăturii Evangheliei sub aspecte de o însemnătate crucială. Prin predanie deja existentă, n-ar trebui înțelese doar toate textele scrise ale Bisericii, ci totodată și practica transmisă oral tradiție nescrisă, dar și viceversa. Prin urmare, tradiția canonică a bisericii ar putea considera drept mărturie serioasă și validă, până și simpla informație transmisă oral, de-a lungul multor ani, peste secole. Canonul supus analizei constituie în mod evident definiția acestui tip de abordare. Așadar, ceea ce ni s-a predat prin apostol și s-a respectat din timpul străvechi, vom păzi și noi în același Iată, acum avem canonul al 20-lea al Sinodului I Ecumenic de la Nicea din anul 325. Iată ce spune acest canon al 20-lea de la Sinodul întâi Ecumenic. Fiindcă sunt unii care și duminica și în zilele cinzecimii își pleacă genunchii spre a se păzi de apururi în toate parohiile aceeași rânduială, s-a socotit de Sfântul Sinod, că rugăciunile să se facă înaintea lui Dumnezeu, nu mai stând în picioare. Iată, iată un lucru extrem de important, pentru că vedem astăzi că apare, de exemplu, vecernia aceea a plecării genunchilor, care se face în ziua de duminică, în, și apare de foarte multe ori această idee de plecând genunchile noastre în Duminica 50.000 la Vecernia, de fapt din luna, lunea 50.000, că Vecernia este legată de lunea 50.000, lunea Pogurării Duhului Sfânt și nu așa cum greșit spun unii că ar fi lunea, sărbătoarea Sfintei Treim. Trebuie să știm clar că nu există o sărbătoare specifică a Sfintei, a Sfintei Trinități a Sfintei Trinități. De ce? Pentru că Sfânta Treime este mai presus de orice sărbătoare. Și noi la fiecare Sfântă Liturghie sărbătorim Trinitatea. Pe Tatăl, da? pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Da, deci nu, avem, nu este o, o sărbătoare specifică. Noi, lunea pogorârii Duhului Sfânt, și dacă vă uitați în minei în Pentecostal, așa se numește cartea, se numește Pentecostal de la Pentecostă. De-aia spuneam că noi creștinii ortodoxi suntem penticostali. Adică în sensul că la noi a venit Duhul Sfânt, la noi vine Duhul Sfânt, la ortodoxi. Nu vine la ereticii neoprotestanți numiți penticostali, ci vine la ortodoxi. De aceea ortodoxia este penticostală. Da? Putem să spunem lucrul acesta fără să greșim. Și iată că nu numai duminica nu avem voie să îngenunchem, da? ci nu avem voie să ne să îngenunchiem la Sfânta Liturghie. Iată un lucru extrem de important. Sinodul I Ecumenic, da, de la Nicea, spune că duminica, în ziua Cinzecimii, nu avem voie să ne plecăm genunchii. Și în același timp, prin extrapolare, de fiecare dată când este Sfânta Liturghie, ce sărbătorim de fapt? Când sunt zilele, știți că există anumite zile în care nu avem voie să facem Sfânta Liturghie. Aceste zile în care nu avem voie să facem sfânta liturgie sunt zilele de post, de post aspru și anume în perioada așa numitei uh, 40 -mi. celor 40 de zile, da, celor 40 de zile în care nu avem uh, de post, numit postul mare, da, în care de luni până, până vineri nu este interzisă a se face Sfânta Liturghie. Deși ne împărtășim cu Hristos, nu facem Sfânta Liturghie, ne împărtășim la Liturghia, așa numită Liturghie a Sfântului Grigorie Papa Romei, care nu este efectiv o liturghie, nu se pogoară Duhul Sfânt, ci este doar un ritual în care noi ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos, care este deja pe Sfânta Masă de duminică. Da? Dar atunci când este Sfânta Liturghie, nu avem voie să îngenunchem, frații mei. Este extrem de important lucrul acesta, pentru că fiecare liturghie este învierea lui Hristos. Da? Noi, noi sărbătorim învierea lui Hristos. Și pentru că sărbătorim învierea lui Hristos, nu avem voie să îngenunchem. Îngenunchem în postul mare, de luni până vineri, dar sâmbătă și duminică, când este Sfânta Liturghie, iarăși nu genunchem. De aceea acest obicei al îngenuncherii și această lipsă de rânduială, sau să spunem neorânduială, în care oamenii, pentru că ei nu înțeleg Sfânta Liturghie, pentru că o văd în chip magic, și acesta este un lucru extrem de grav, pentru că Sfânta Liturghie a ajuns așa ca o amuletă magică, în care ne ducem ca să ne fie bine, ca să luăm, cum spun unii hinduși, spun prana, să ia prana. Auzisem de exemplu de unii de o biserică în care se duceau unii care sunt radiesteziști. Adică ei sunt de fapt păgâni și se închină se folosesc de puterea demonilor pentru a așa zis vindeca, a transmite niște energii care de fapt sunt energii demonice. Și am auzit de o biserică în care acești radiesteziști se duceau sau se duc și se încarcă acolo cu prana. Cu ce prana se încarcă? Cu nimic. Este, fac o blasfemie înaintea lui Dumnezeu ca să poată să diavolul să-i ajute mai mult în vindecarea lor. De fapt, falsa vindecare în bolnăvirea lor sufletească și trupească mai mare. Deci, iată, iată ce înseamnă a vedea fals și a înțelege fals Sfânta și Dumnezească liturgie. De aceea trebuie să știm că Sfânta liturgie se desfășoară în cadrul unei parohii, pentru că și mănăstirea, tot parohie este. Parohia adună o familie, aceea este familia în Hristos. Mai multe familii împreună, împreună cu prezviterul acelei parohii, acelei biserici locale, da, acelei parohii, împreună se adună și acolo, în mijlocul lor, vine Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu trupul și cu sângele, în același mod în care a venit. La ucenici, atunci când ușile erau încuiate. Deci, Hristos vine cu trupul înviat, da? Răstignit, mort și înviat, vine la noi, în mijlocul nostru, la Sfânta și Dumnezească Liturghie, care este o cină, da? Este o cină, este o masă în care noi mâncăm, mâncăm împărtășindu-ne cu Hristos în chipul pâinii și al vinului ne unim cu Hristos și atunci suntem, ne facem părtași ai învierii, da? Înviem și noi odată cu Hristos. Ne transformăm, ne transfigurăm, ne curățim de patim, ne curățim de păcate, unindu-ne cu Hristos și în funcție de deschiderea noastră față de Hristos, în funcție de deschiderea noastră, ne și curățim și simțim harul în inima noastră. Dacă, bineînțeles, suntem, mintea noastră este departe și suntem doar niște ritualiști, niște puritaniști, niște oameni care uh, vor să împlinească un ritual de îngenunchiere și să-și arate o falsă Evlavie, așa cum este aceasta de foarte multe ori, vezi în bisericile din România, chiar în timpul Sfintei Liturghii, că oamenii se duc să pupe icoanele. Se duc ba în stânga, ba în dreapta, să pupe icoanele, în continuu, în continuu. Lucru care este cu totul greșit. Pentru că, da, trebuie să sărutăm icoana, este important să sărutăm Sfânta Icoană. Icoana reprezintă imaginea sfântă în care avem persoana sfântă, fie că este Fiul lui Dumnezeu întrupat, fie că este prea sfânta născătoare de Dumnezeu, fie că este un sfânt pe care noi îl sărutăm cu evlavie, Arătându-ne iubirea în felul acesta față de persoana reprezentată în icoană, dar lucrul acesta nu se face în, într-o dezordine și într-o neorânduială care arată mai mult a balamuc decât a biserică. De aceea vreau să vă spun, de exemplu, că mi-aduc aminte la un moment dat că eram la Pitești și am intrat într-o biserică. Și la un moment dat, în momentul în care preotul uh, intra cu sfintele, sfinte, cu cinstitele daruri, cum se numesc, așa, în acea clipă, uh, oamenii au început să arunce cu cheile pe jos. Lucru care eu l-am văzut pentru prima dată. Am rămas surprins să văd astfel de obiceiuri care nu au nimic, nicio legătură cu uh, Biserica lui Hristos. Cine, sunt, cine este vinovat? Vinovat este preotul. Și preoții sunt vinovați care erau acolo, care în loc să îi oprească pe credincioși de la acest obicei, mai ales că era chiar acolo un, profesor, un preot, profesor universitar de dogmatică, român, da? în loc să îi oprească pe credincioși de la aceste practici, din păcate, din păcate, îi încuraja nespunându-le nimica și călcând acolo peste cheile lor sau alt obicei în care oamenii se culcă pe jos și preotul trebuie să treacă peste ei, dar atenție, preotul trece peste ei, dar ei nu se împărtășesc cu Hristos, că pentru că mulți vin cu acest argument și spun: "Da, da, pe timpul Mântuitorului sau sfinților apostoli mulți veneau și se atingeau numai de poala hainei Mântuitorului sau a sfinților apostoli se vindecau. Așa este." Așa este. însă noi creștinii ortodoxi avem posibilitatea nu de a ne atinge de poala hainei lui Hristos. Noi avem posibilitatea și nu că avem posibilitatea, avem obligația de a lua pe Hristos în noi, împărtășindu-ne cu El la Sfânta Liturghie. De aceea a face alte gesturi, având în vedere că noi primim totul și anume pe însuși Hristos în noi, ar trebui să ne vindecăm, nu? Și totuși nu ne vindecăm datorită Întunecinimii noastre, datorită mândriei noastre, datorită faptului că noi suntem obișnuiți să facem după mintea noastră, fără să ascultăm și fără să cercetăm, și din cauza aceasta, din cauza aceasta suntem îngânfați, suntem egoiști, avem uh, o biserică plină de egoiști. Deci putem să spunem foarte clar biserica, bisericile egoiștilor. Pentru că fiecare stă acolo în propria lui bulă. Și nu are nimeni nicio treabă cu celălalt. Tocmai vă spuneam că biserica ar trebui să fie o familie. Păi, care familie? În, în momentul în care eu am intrat, mi-aduc aminte, eram la Cluj, eram la Cluj, în mod. Trebuia să merg să primesc cadou Sfinte Moaște, chiar de la Catedrala Metropolitană, și la un moment dat încercând să intru în biserică pentru că vreau să ajung cât mai târziu. De ce? Pentru că nu vreau să slujesc Sfânta Liturghie. Părinții chiar m-au invitat să slujesc, dar eu nu am vrut să slujesc Sfânta Liturghie pentru că Mitropolitul Clujului, Andrei Andreicuț, este unul din semnatarii de la Creta, de la Minciuno, Sinodul Cretan, care a pus dinamită bisericii ortodoxe. Deci a pus dinamită, a explodat biserica ortodoxă la Creta, asta s-a întâmplat și atunci bineînțeles că uh, am, uh, am refuzat să slujesc dar uh, încercam era, biserica era plină, mi-aduc aminte și încercam să intru în uh, biserică uh, și nimeni nu se dădea la o parte deși vedea că este un preot sau nici măcar nu se uitau în spate dacă le făceam uh, semn ca să pot să intru, să pătrund printre credincioși, să ajung în Sfântul Altar de ce? Pentru că, iată, din păcate, din păcate, trăim într-o stare a egoismului și nu putem să avem comuniune între noi. Între oamenii din biserică există răutate, există judecată, există orice altceva, numai Hristos nu, numai ideea de o familie unită nu există. De aceea vedeți că, din păcate, atunci când avem o parohie mică, atunci când avem o parohie de la țară, în care vin două, trei persoane, acele persoane uh, ajung să se iubească cu adevărat între ele, cu adevărat să fie o singură familie în Hristos. În schimb, atunci când în orașe s-au construit mega parohiile, hiperparohiile, în care oamenii merg exact ca în gara de nord, în care nu se cunoaște om cu om, atunci despre ce comuniune poate fi vorba? Fiecare în religia lui, unii genunchează, alții se trântesc pe jos, alții își aruncă cheile pe jos, alții se roagă în legea lor, alții stau într-un fel, alții stau altfel, alții stau pe scaune, alții fiecare în legea lui, pentru că ei nu sunt acolo ca să primească smeriți o învățătură ortodoxă, da, nu, sunt, nu sunt în biserică pentru a fi modelați de către prezviterii bisericii, precum ceara topită este modelată de către uh, cel care o prelucrează. La fel și noi ar trebui în biserică să fim modelați de către prezviteri care să ne pună într-o rânduială. Din păcate, nici prezviterii nu ne pun într-o rânduială, ne lasă așa cum suntem. Pe ideea că, ideea că vai... Cum să, cum să le spunem ceva, să-i supărăm pe credincioși, că dacă nu mai vin, adică cu alte cuvinte, părinte, păstorule, pentru că ești păstor de turmă, nu? Tu spui problema dacă oaia se va supăra pe tine. Păi greșești fundamental, pentru că tu ești pus acolo ca să educi oaia cu Duhul blândeții, dar ai și ciomag. Dacă este nevoie, acest ciomag este sunt epitimiile, epitimiile, pedepsele pe care prezbiterul le pune credincioșilor până la a fi pe o perioadă excomunicați din biserică. Lucrul acesta iată că nu îl mai ține niciun preot, niciun episcop, nimic. De ce? Pentru că este mai comod așa. Pentru că este mai comod așa, pentru că este mai bine așa, pentru că dacă cumva îi pierdem pe credincioși. Da, da, cei credincioși, ei sunt doar o mobilă în biserică. Dacă ei nu schimbă viața, dacă ei la Sfânta Liturghie nu devin alți oameni, oameni în Hristos, oamenii smereniei, atunci, din păcate, din păcate, acești oameni rămân, deși cu trupul în biserică, sufletul lor este în iad. Așa că voi veți răspunde pentru sufletele și noi, inclusiv eu, ca și prezviter al Bisericii Ortodoxe, răspund pentru sufletele credincioșilor care vin în parohia mea. Nu pot să-mi bat joc de sufletele credincioșilor. Răspund, nu? Este extrem de important, este extrem de important și îmi dau seama de marea răspundere pe care o am pentru sufletele credincioșilor, de aceea încerc de fiecare dată. Să îi educ ortodox, pentru că deși poate să fie ingineri, profesori, poate să fie uh, oameni importanți în societate, chiar academicieni, nu înseamnă că au și educația ortodoxă. Iar aici în biserică, toți trebuie să se supună prezviterului și nu trebuie să se considere a fi superiori prezviterului. Ei știu mai bine decât prezviterul. Ei sunt mai deștepți, nu trebuie să le spună lor nimeni altceva pentru că ei știu că așa vor ei. Asta este, de fapt, o stare a răsfățului. Din păcate, dragii mei, ne aflăm într-o societate în care oamenii, deși au 30, 40, 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani, 80 de ani, au rămas niște copii răsfățați. Pentru că să știți că generațiile vechi care au trecut prin război, prin foamete, prin lucruri îngrozitoare cu adevărat îi vezi că sunt smeriți. Au acea smerenie și deschidere a ascultării și a dorinței de a învăța. De a învăța, de a cunoaște adevărul. În schimb, foarte mulți care nu au cunoscut uh, uh, suferința, durerea, uh, întristarea, suspinul, da? Uh, sunt oameni răsfățați. Și pentru că sunt oameni răsfățați, foarte mulți din ei au ceea ce se numește sindromul Peter Pan. Adică ei nu sunt dezvoltați psihic. Există o lipsă a dezvoltării psihice, de aceea ei se supără imediat. Dacă nu le convine ceva, imediat părăsesc biserica. Lucrul acesta arată, arată de fapt o, o lipsă de maturitate crasă și o lipsă de înțelegere și de seriozitate asupra ceea ce înseamnă biserica lui Hristos. Ca să înțelegeți mai bine cum ar trebui să fie parohiile, ar trebui să mergeți în Grecia, de exemplu în Veria sau în Atena, și o să vedeți acolo foarte multe bisericuțe. E adevărat că în Atena foarte multe au fost distruse de către împăratul Otto, așa, ca să construiască acel mastodont de catedrală, care seamănă cu o catedrală din aceasta luterană, protestantă, neagră, și care nu transmite niciun fel de bucurie. Pe când bisericile ortodoxe sunt micuțe, cum spunea cineva, Dumnezeu iubește lemnul și, spațiile mici. Dumnezeu nu îl interesează în ce spațiu uh, faci tu Sfânta Liturghie. Uh, îl interesează ca să, să fie acele cărămizi vii, anume cei care participă la Sfânta Liturghie. De aceea vedem că se pune astăzi accentul și atunci când mă gândesc la Catedrala Mântuirii Neamului și văd acel mastodont imens, care este, este, foarte înalt, dar nu încă foarte mulți oameni. Atenție, chiar dacă e înalt. Este o clădire pe verticală, așa, dar care nu e granduasă, impunătoare, ca un fel de navă spațială, Challenger, care tocmai așteaptă să meargă la ceruri, să, să iasă din orbita planetei Pământ. Și, de fapt, de fapt de fapt, dacă stăm și ne gândim, spațiul acela liturgic este uh, un spațiu liturgic mort. Și, și o să vă explic de ce este un spațiu liturgic mort. Este un spațiu liturgic mort pentru că nu exprimă ceea ce ar fi trebuit să exprime sau ceea ce au exprimat catedralele, bisericile mari din primele veacuri creștine. Pentru că dacă s-ar fi inspirat și ar fi avut această această dorință, în primul rând mă refer la patriarh și apoi la ceilalți care s-au ocupat, de a cunoaște și de a avea această deschidere către o arhitectură cu adevărat ortodoxă, pentru că o arhitectură ortodoxă înseamnă ca acel spațiu al bisericii, acel spațiu, să-l înțelegi ca împărăția cerurilor și să-l înțelegi ca un spațiu care să cuprindă cât mai mulți oameni. Și să-l înțelegi ca o masă rotundă, să-l înțelegi ca o masă, și cu toții suntem în jurul acelei mese. Să-l înțelegi ca un spațiu al uh, venirii celei de-a doua, a lui Iisus Hristos pe norii cerului, al semnului Fiului Omului, să fie o înaintare către, uh, către împărăția cerurilor și nu ceva static. Din păcate, din păcate, Lucrul acesta nu este reflectat în arhitectura Catedralei Mântuirii Neamului. În schimb, este foarte bine reflectat în uh, actuala geamie Sfânta Sofia din Constantinopol, în uh, Catedrala Sfântul Sava din Belgrad, în uh, multe, multe, multe biserici din Muntele Athos și din, uh, din Grecia, și din Rusia, și de, din multe locuri în care, cu adevărat, și din Italia, mai ales în zona italiană, găsim, găsim creștinism până în secolul, chiar secolul X, secolul 11, găsim ortodoxie și găsim catedrale care au acest, această funcție clară liturgică. Dar, așa cum am spus, catedralele pot să fie mari, pot să fie mici, pot să fie din piatră, pot să fie din lemn. Poate să fie din orice. Nu asta este important. Ce este important, acele, sunt importante acele cărămizi vii care formează trupul lui Hristos și anume oamenii. Pentru că Hristos a murit pentru oameni. N-a murit pentru cărămizi, n-a murit pentru catedrale, n-a murit pentru o biserică așa cum o înțelege lumea astăzi, ci a murit pentru om, pentru fiecare om de pe această planetă, fraților. Nu a murit Hristos numai pentru Ortodoxi. Da? Hristos a murit pentru toată lumea. Hristos a murit și pentru țigan, a murit și pentru chinez, a murit și pentru amerindian, a murit și pentru eschimos. Și apropo de eschimos, trebuie să știți un lucru. Poate nu știți lucrul ăsta. Știți că și sunt creștini Ortodoxi? Da. Eschimoșii, aleuții, tribul aleuților din Alaska sunt creștini ortodoxi botezați în întregime. Ei nu mai sunt păgâni, sunt creștini ortodoxi. Au fost creștinați de ruși pentru că Alaska a făcut parte din Imperiul Țarist Rusesc. Iar asta se găsește în cadrul Statelor Unite ale Americii. Dar aleuții sunt creștini ortodoxi, da. De aceea trebuie să știm, având în vedere că Hristos a murit pentru toți, pentru toți oamenii de pe acest pământ și nu numai pentru ortodoxi, trebuie să ducem mesajul lui Hristos nealterat, să-l ducem la toată făptura. Pentru că dacă ați ascultat Evanghelia Învierii de astăzi, ați ascultat uh, Evanghelia Învierii de astăzi, în Evanghelia Învierii de astăzi se spune foarte clar și frumos de chiar mă duc că am aici, uh, am aici uh, Noul Testament, Noul Testament în bilingv, în română și greacă. Dar traducerea în limba română are mari probleme, aceasta a făcută de Părintele Coman. În schimb, mă uit mai mult la originalul grecesc ca să înțeleg ce vrea să spună. Și iată, o să, o să citesc, pentru că întotdeauna îmi place să citesc și în original, este foarte important. Ideen de camatite eporeftisan, istin galilean istooros uetaxato aftis o Iisus. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό, ειδε εντίστασαν. Και προσελθώνω Ισού σε λάλη σεν αυτή, λέγον, πάσα εξουσία, εν ουρανό και πηγή. Πορευθέντε μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντε αυτή, ει το όνομα του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο. Διδάσκοντες αυτού, τη πάντα όσα εντεντιλάμινη μην, Ei i mi pasa eos amin. Iată ce frumos sună în limba greacă, deși poate nu înțelegeți tot ce spune. Sună foarte frumos este limba originală, limba în care a fost scrisă Evanghelia după matei, pentru că știm că în perioada aceea, limba de circulație universală era limba greacă numită coine sau chini glosa. Și iată să citim și limba română, ca să înțelegeți și voi ceea ce spunem în limba greacă. Iar cei 11 ucenici au mers în Galileea, în muntele unde le poruncise lor Iisus. Și văzându-l s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Și apropiindu-se Iisus le-a vorbit lor, zicând, Datu-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Mergând, Învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Învățându-le să păzească toate câte v-am porunci vouă. Și iată eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Iată este extraordinar acest, acest sfârșit al, al scrisorii lui Matei. Sfântului Apostol și Evanghelist Matei este excepțională și ne pune în lumină mai multe lucruri pe care aș vrea să vi le pun și vouă în lumină ca să înțelegeți ce spune Hristos aici. Este ultima arătare, înainte de înălțare, da? înainte de a se înălța cu trupul la cer, Hristos se arată și ei, ucenicii, sau sau închinat, da? lui, dar unii, unii dar unii s-au îndoit, spune. Da? s-a ide edist tasan. Edist Unii s-au îndoit, va, oare chiar e Hristos? Deci încă aveau această stare în care cumva unii nu, încă nu ajunseseră să creadă că El este Isus Hristos înviat cu adevărat. Și de aceea, vedeți, aici se specifică foarte clar și sincer lucrul acesta. Și Isus s-a apropiat de ei, da? Și iată ce le spune, ca să-i să convingă de faptul că El este Hristos, că El este Dumnezeu, că El a înviat din morți și că nu este pur și simplu o nălucă, da? El le spune așa, vedeți că mi s-a dat toată puterea, Dumnezeu Tatăl i-a dat lui toată puterea. Atenție, în cer și pe pământ. În cer înseamnă peste tot. Și pe pământ, și pe pământ, și aici pe pământ. Și departe, și aproape. Deci este Dumnezeu. Deci cu alte cuvinte Hristos spune despre el însuși că este Dumnezeu. Și spune de aceea, zice, deci mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, țineți minte. Mergând, atenție, vedeți acest verb, da? Pasexusie în uranoche is, porefendes, porefendes. Mergând. Deci, atenție, este extraordinar de important cuvântul acesta mergând. Deci, Hristos îi face pe apostoli oameni ai Lui merge, da? Asta înseamnă uh, Johnny Walker. Johnny Walker, da? Keep walking, da? Țineți minte lucrul acesta, keep walking, da? Johnny Walker. Deci, creștinul. Apostolul lui Hristos, cel care, are, cel care a fost trimis de Hristos, este un keep going, este mergătorul, da? Este cel care merge în continuu ca să propovăduiască Evanghelia lui Hristos, da? Deci, mergând, mergând. De aceea, vedeți, creștinul ortodox nu prea are casă, nu prea are masă, nu prea are familie, nu prea are, pentru că el. Își dedică toată viața lui Hristos. E, e mai greu, nu? nu? Nu este stabil. Da? Nu este stabil într-un loc. Da? Cum noi, astăzi, încercăm să ne stabilizăm, să creăm un Hristos al nostru, după mintea noastră, o biserică după mintea noastră, dar noi să rămânem în patimile noastre, în moartea noastră spirituală, să avem idoli, căței și pisici și alte animale și toate nebuniile lumii să fim plini de idoli și să ne credem să avem mii de avorturi, da? să omorâm copii în pântece și să ne credem ortodoxi și mântuiți poate. Ei, nu, dragilor, nu există așa ceva. Nu există așa ceva. După cum am spus, ori pisica, ori Hristos. Ori idolul, ori Hristos. Nu se pot. Am ambele lucruri. Nu poți să fumezi și să zici că o să intri în împărăția cerurilor. N ai cum. Trebuie să te lași de fumat ca să poți să intri în împărăția cerurilor. Trebuie să te curezi pe tine de păcat. Cum se întâmplă lucrul acesta? Bineînțeles că lucrul acesta se întâmplă atunci, știți, nu, nu este vorba despre faptul că tu, uh, uh, tu, automat, cu toții suntem neputincioși. Este vorba de ceea ce se numește smerenie. Recunoașterea păcătoșeniei și a răutății mele și îi cer lui Dumnezeu prin Părintele Duhovnic, lui Dumnezeu prin Părintele Duhovnic ca să mă vindece. Înțelegeți? Ca să fiu vindecat de boala mea. Deci nu, nu există om care să nu fie păcătos sau să nu fie păcătuit pe acest pământ. De aceea, nu aceasta este problema. Că toți, cu toții suntem păcătoși. Problema însă este că trebuie să, să, să ne recunoaștem păcatul, să ne recunoaștem starea mizerabilă în care suntem. Pentru că dacă nu ne recunoaștem starea, nu ne putem vindeca, da? Asta este primul lucru. Și mergem mai departe. Mergând, învățați toate neamurile. Deci, în primul rând mergem, apoi învățăm toate neamurile. Deci, toate neamurile. Deci, suntem obligați să mergem și să învățăm toate neamurile. După ce am învățat, deci ce înseamnă a învăța toate neamurile? Înseamnă a catehiza, a le explica că Hristos a murit pentru ei, că, și a, le, a face ceea ce se numește școlile de cateheză, pentru cei necreștini, pentru cei necreștini. Creștini e doar creștinul ortodox, da? Nu este creștin ortodox, nu este creștin în afara creștinismului ortodox. Da, în afara bisericii lui Hristos ortodoxe, da? Biserica e doar biserica ortodoxă. Deci mergând, învățați toate neamurile, suntem unde sunt, spuneți-mi și mie, unde sunt școlile în care noi învățăm fie pe copiii noștri credința, fie pe păgâni, pe eretici, unde sunt școlile noastre, unde învățăm noi credința. Această instituție a catehumenatului sau a învățăceilor ai credinței lipsește. Păi, nu, pe și atunci biserica aceasta locală mai respectă cuvântul lui Hristos, de a învăța toate neamurile, nu îl mai respectă. În momentul în care ei nu merg la neamuri, da, cum respectă? Nu mai respectă. După ce însă i-am învățat pe neamuri, apoi îi botează, deci care botez înseamnă afundare, da? Botez, atenție, botez nu înseamnă să stropești, așa cum spun unii, folosind în mod greșit didahiile apostolice, care sunt, nu sunt de origine atât de veche pe cât vor unii să le spună, să le pună în aplicare și nu au surse, da? Și atunci trebuie să înțelegem că botez înseamnă afundare, nu stropire, așa cum greșit se face în Transilvania, unde botezul a ajuns o bătaie de joc de mulți ani, din datorită influenței greco-catolice din zonă. Botezul este afundare, botez înseamnă afund, deci cu alte cuvinte, afundându-i în apă, în apă Așa? În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Da? Deci, afundându-i. Deci, când spun botezându-i, înseamnă afundându-i. Nu înseamnă stropindu-i. Că dacă era... Și haideți să vă citesc cuvântul în limba greacă, ca să-l înțelegeți. Pentru că întotdeauna ne place să fim exact, să spunem exact, să mergem la izvor. Da? La izvorul scripturistic. Și anume, spune așa. Uh... Po refendez ma fi tepsa de panda tahni, vaptizon patros, che tu iu, che tu pneumatos. Deci, ce înseamnă aceasta? Vutizondes, deci, vatizon deci, înseamnă că iau o pâine și o bag în vin, da cu totul. Asta înseamnă vutizo sau vaptizo, da? Cineva întreabă următorul lucru. Deci iată că expresia dacă ar fi fost stropindu-i Da, Hristos ar fi spus randizondes Randizondes aftus, numă. Nu spune stropindu-i pe ei cu puțină apă Nu, spune vaptizondes, adică afundându-i Cineva întreabă, cei care au fost botezați prin turnare, ce trebuie să facă? Păi, deja această întrebare pe care o pui, Darius Are o problemă în sine Păi, întrebarea este următoarea. Stropirea înseamnă stropire, da? adică stropesc. Da? Turnare, turnare înseamnă torn o cu apă pe un om și pe tot corpul omului respectiv. Da? Da. Este o turnare pe tot corpul. Acela este un botez prin economie. Când este o turnare, în cazul în care persoana respectivă este bolnavă și nu poate să se ridice din pat. Atunci se face această turnare pe tot corpul omului cu aghiazmă mare. Dar, deci, botez nu înseamnă nici turnare, nici stropire. Botez înseamnă afundare. Deci, este un. Deci, când zic botezat prin turnare, înseamnă că spun. spun un fals. Deci pot să spun cel care a fost, a fost turnat sau a fost, i s-a aruncat apă în cap? Ce trebuie să facă? Nu e botez. Clar nu, pentru că botez înseamnă doar afundare. Când spun botezat, automat înseamnă afundat. Există, bineînțeles, cazuri excepționale în momentul în care cineva este foarte bolnav și atunci nu poate fi afundat. Este cu totul altceva. Dar și atunci, dacă își revine, trebuie afundat. De aceea, cei care au fost stropiți, atenție mare, cei care au fost stropiți, deci n-au fost botezați, ei, în momentul în care se duc la preot, pot spune foarte clar că sunt nebotezați. Pentru că ei au fost stropiți, da? Deci nu se repetă botezul, cum greșit spun unii, că botezul s-ar repeta. Botezul prin întreita afundare, nu se repetă în Biserica Ortodoxă și făcut numai în Biserica, adică de către prezviteri, prezviterii Bisericii, da? Nu se repetă. Ce se repetă? Se repetă, în ghilimele, se repetă dacă ai fost tropit sau turnat. Atunci nu că se repetă, că nu se repetă nimic, ci se face afundarea, cele trei afundări. Se fac cele trei afundări. Deci nu se repetă botezul, da? Botezul. Prin a, care botez până afundare e un pleonasm. Înseamnă botez prin botez. Afundarea prin afundare. Sau botez până afundare înseamnă același lucru. Ori botez, ori afundare înseamnă același lucru. Dacă zic botez până stropire este o uh, încălcare a logicii. Că nu poate să fie afundare prin stropire. Afundarea e doar până afundare. Dar atunci e pleonasm. Deci, dragilor, trebuie să înțelegem că atunci când aflăm de faptul că noi nu am fost afundați, adică botezați, putem merge fără niciun fel de teamă la preot să-i spunem, Părinte, am aflat că sunt nebotezat. Și vei fi botezat în butoi mare. Nu, atenție, că contează foarte mult la ce biserică te duci să fii botezat, pentru ca să nu-ți iei țeapă. Pentru că există preoți care nu știu să boteze. Nu știu, nu au butoi mare ca să bage omul, tot corpul în, în, în butoiul respectiv. Sau sunt unii preoți care, de fapt, nu sunt preoți, da? Sunt unii care nu au fost botezați ei înșiși, mai ales până în Transilvania sau în străinătate. Dacă găsiți preoți englezi, francezi și așa mai departe, e foarte posibil să nimeriți, de fapt, oameni care nu sunt preoți. De aceea trebuie să cercetați foarte bine unde mergeți ca să vă botezați, pentru că, din păcate, din păcate, deși foarte mulți sunt hirotoniți prezviteri, din păcate prezviteri ă, ă, sunt puțini. Prezviteri care să urmeze învățătura lui Hristos sunt puțini. De aceea trebuie să fim foarte atenți și să căutăm foarte bine acel prezviter care cu adevărat are conștiință ortodoxă fraților. Eu mă mir de un lucru, mă mir de un lucru, vă spun sincer. Cunosc, de exemplu, pe părintele Cosmin Tripon, care este și nepomenitor, da? Și aflu că puțină lume vine la el. Deși este un părinte cu o mare râvnă pentru Hristos. Gândiți-vă, a întrerupt comuniunea cu episcopul locului din, din cauza minciunos sinodului din Creta. Episcopul locului, după ce l a întrerupt comuniunea, l-a caterisit în ghilimele. Caterisirea respectivă nu are nicio valoare. Însă, oamenii, în loc să caute astfel de prezviteri, care sunt cu adevărat uh, martiri în zilele noastre pentru Hristos, da? uh, ei se duc la Biserica de Parohie, acolo unde îi apucă, indiferent de cum e preotul, indiferent de situație, pentru că arată faptul că nu iau în serios problema Bisericii și mântuirea lor. Pentru că, până la urmă. Gândiți-vă că despre ceea ce vorbim noi are legătură cu viața veșnică, da? Nu are legătură cu viața pământească, deși are legătură și cu viața pământească. Dar este, este ideea, problema veșniciei. Păi tu dacă nu ajungi să scureți sufletul de patim, dacă nu găsești un duhovnic bun, ortodox, după cele trei criterii pe care vi le-am spus de foarte multe ori și dacă vi le aduceți aminte... Care sunt cele trei criterii după care ne căutăm un preot, un prezbiter. da? Criteriul numărul unu, să fie creștin ortodox mărturisitor, să mărturisească ortodox, să mărturisească împotriva sinodului din Creta. Așa, să boteze prin trei afundări, să, să fie, deci să fie, să fie, fie antiecumenist, nu? Asta înseamnă. Deci să fie un... un prezviter, uh, o creștin ortodox mărturisitor. 2. să nu fie schizmatic. Atenție! Că există schismatici care se dau a fi preoți. Da, sunt așa numiți stiliști. Cei care au sinuat de paralele, care spun, nu, trebuie să te botezi la mateiți, la floriniți, la uh, știu și eu ce grupări și paragrupări de la Epifanie Dumenco, ucrainenii de nu știu care și așa mai departe, copții lui Pește Prăjit și așa mai departe Sunt tot felul de grupări din astea de, 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 de oameni dezaxați care și-au creat propriile lor biserici și se îmbracă ca și ortodoxii Și spun că sunt în nu știu ce grupare, trebuie să căutăm întotdeauna și întotdeauna când ne căutăm un, un duhovnic să-l întrebăm din ce biserică, mai ales dacă suntem în Occident, da, să întrebăm din ce biserică canonică face parte. Face parte din biserica ortodoxă rusă? Face parte din biserica ortodoxă română? Face parte din biserica ortodoxă a Ierusalimului? Face parte din biserica ortodoxă a Alexandriei? Face parte din biserica ortodoxă a Antiohiei? Face parte din ce biserică ortodoxă? Cine este patriarhul? cine este episcopul, care este legătura, ce, ce biserică este, trebuie să fie o biserică canonică, da? este foarte important, deci să nu fie schismatic, da? este extrem de important lucrul acesta. Părinții nepomenitori, ei fac parte din biserica ortodoxă, părintele Cosmin Tripon, deși episcopul locului, la a caterisit în ghilimele, în mod necanonic, nu are nicio valoare caterisirea respectivă, el este preot, prezviter al bisericii, pentru că episcopul este eretic, da? Părintele este corect, el este ortodox, da? El nu poate fi caterisit, este, este savavolnicie, da? De aceea el este prezviter în biserica ortodoxă română canonic, da? Și se poate merge la el, bineînțeles, nu? Fără niciun fel de probleme. Deci, iată, este al doilea aspect. Să nu fie, preotul respectiv, să nu fie într-o schismă. Pentru că dacă el e în schismă, înseamnă că tu, care mergi la el și te botezi la el, ești în afara Bisericii lui Hristos și îți pierzi mântuirea. Și al treilea punct, extrem de important, este ca prezviterul la care mergi, care este ortodox, nu este schismatic, să nu te îndemne la păcat. Este extrem de important lucrul acesta, să nu te îndemne la păcat. Și uitați-vă, o formă de păcat la care te poate îndemna un duhovnic. Și anume, să te oprească de la Sfânta Împărtășanie fără motiv. Să te pună să stai în genunchi la Sfânta Liturghie. Vedeți? Forme de păcat? Da? Deci, să te îndemne la păcat sau să, te, să nu te învețe învățătura sănătoasă, ortodoxă, canonică a bisericii, este un motiv de a părăsi pe acel duhovnic și a merge la altul. La merge a căuta un duhovnic care să ne ajute. Este important ca duhovnicul pe care îl avem, să-l avem toată viața. Așa este, așa este corect, așa este normal, dar dacă duhovnicul respectiv ne îndeamnă la păcat sau este schismatic sau este eretic, atunci nu mai putem să mai fim la el, trebuie să găsim alt duhovnic altfel. Altfel, dacă plecăm de la un duhovnic din cu totul alte motive decât cele menționate, dintre cele trei motive, atunci trebuie să știți că ne pierdem mântuirea. Nu este de glumă. Pentru că înseamnă că noi de fapt suntem prea, prea arțăgoși, prea mândri, prea, prea ne credem superiori, da? suntem oameni cu părere de sine, și atunci noi nu suportăm cearta duhovnicului. Nu suportăm ca duhovnicul să ne spună ce avem de făcut, să ne îndrumem în viață, ci noi căutăm să eludăm pe duhovnic, adică să-l păcălim cumva, să nu-i spunem tot, să spunem numai ce vrem noi, în așa fel încât să-l manipulăm pe duhovnic crezând Că am putea să-l manipulăm pe Dumnezeu, pentru că țineți minte, duhovnicul nu e singur, el e împreună cu Hristos. Da? Nu e singur. Da? Duhovnicul nu este singur. El e împreună cu Hristos, iar pe Hristos nu-l poți păcăli. Orice îi face. Lipsa sincerității la spovedanie și a nu spune absolut tot. E foarte important. Vedeți un lucru, un aspect care unora le pare neimportant. Și anume, părinte, am un cățel în casă. Sau am o pisică la mine în apartament. E important să spună și lucrul acesta. Pentru că a zăzut unde se ascunde idolatria de animale. Dacă cumva consideră animalul respectiv ca făcând parte din familie. Dacă cumva consideră că animalul respectiv e mai bun decât oamenii care sunt răi și animalul e bun. Deși animalul nu e nici bun, nici rău. Vedeți? Deci sunt multe aspecte pe care omul nici măcar nu le percepe. Și de aceea trebuie să fie sincer cu toată viața lui pentru a face duhovnicul o radiografie corectă în viața omului. Iată, iubiții mei, am vorbit astăzi despre cartea Părintelui Mitropolit Grigorie Papa Thomas despre îngenunchiere. Am văzut clar că nu avem voie să îngenunchiem Duminica. Este interzisă îngenunchierea Duminica și, în general, este interzisă îngenunchierea la orice sfântă și dumnezească liturgie. Așa, în afară de postul mare, la liturgia Sfântului Grigorie Dialogul, atâta. În rest, sâmbătă și duminică, iarăși, în postul mare, nu în genunchem. Da? Am văzut, de asemenea, am citit uh, uh, despre uh, ce înseamnă a fi creștin ortodox și ce înseamnă a propovădui Evanghelia. Am vorbit, iarăși, despre uh, taina botezului și cum se săvârșește se ea, despre cum trebuie să ne căutăm un duhovnic, un părinte care să ne boteze corect și să înțeleagă situația că te poți... Există această, această variantă ca să te, duci la, să te duci la mulți preoți și să nu găsești răspunsul. De aceea vă spun, prezviteri sunt puțini, da. Și este de mirare faptul că oamenii ar trebui să fie cu sutele de mii, în schimb oamenii la cine se duc? La părintele calistrat care bate femei, nu? La părintele necula care vorbește stand-up comedy, la părintele um, nu știu care, care spune că se mântuie și ereticii. La cine se duc oamenii? Se duc, din păcate, la acești preoți TV, da? care, de fapt, de fapt ce, ce învață? ce învață? Ei niciodată nu o să vă spună adevărul. Ei nu o să vă spună că sinodul din Creta este eretic. Nu. Ei o să vă manipuleze, pentru că le este ușor. Ei sunt, de fapt, atei. Eu consider că acești preoți care au, sunt preoți influenceri, așa și vă spun tot felul de lucruri, dar ei niciodată nu vor să deranjeze sistemul, da? Nu o să-l deranjeze niciodată pe prea fericitul părintele nostru, patriar Daniel, pentru care îi și mulțumesc pe această cale. Să vă spun de ce. Părintele patriar Daniel este cel care mi-a dat recomandarea pentru hirotonie. El m-a recomandat și am înțeles că aș fi singurul recomandat de de prefericirea sa. O recomandare foarte frumoasă către Mitropolitul Veriei care m-a hirotonit în biserica ortodoxă a Greciei, având succesiunea apostolică de la Sfântul Apostol Pavel. Da, deci acolo am fost hirotonit în Veria slavului Dumnezeu în biserica ortodoxă a Greciei. Deci vedeți cum Dumnezeu lucrează, Dumnezeu lucrează și Um, nu avem nimic personal cu nimeni. Însă vorbim despre, așa cum și Hristos ne spune, să apărăm dreapta credință ortodoxă, să spunem întotdeauna adevărul așa cum este, chiar dacă doare adevărul. Nu, noi nu suntem împotriva oamenilor. Noi nu suntem împotriva episcopilor. Noi nu suntem împotriva ierarhilor. Noi înși ne facem parte din ierarhia bisericii ortodoxe canonice. Nu? Ci noi întotdeauna trebuie să vedem cu sinceritate unde sunt bubele? Pentru că oamenii au greșeli. Și oamenii poate să ajungă și Iuda, că și Iuda era apostol. Ideea aceasta nu judeca. Nu judeca preoții. Stai puțin. Dumnezeu nu te-a făcut lobotomizat. Da? Nu ți-a tăiat creierul ca să nu mai gândești. Trebuie să ai criterii. Da? Nu judeca preotul. Nu judeca, nu judeca în sensul de a nu o sândi. Nu spune că cu tare se duce în iad, pentru că astăzi poți să-l vezi beat în șans și mâine, mâine poți să-l vezi în împărăția cerurilor. Astăzi poți să-l vezi eretic și mâine poți să-l vezi îndreptat în biserică. De aceea nu, ju nu judecăm în sensul de a nu o sândi persoana respectivă, dar, în moment, dar a constata nu înseamnă a judeca. Atenție! Noi constatăm, judecata se referă la instanța de judecată, Mântuitorul Hristos. Atunci când a spus nu judecați, înseamnă nu te face pe tine instanță de judecată prin care tu o sândești la moarte veșnică persoanele. Da? Hristos însă spune gândiți, cântăriți, cercetați, constatați, deci constatați, gândiți. Judecați cu mintea voastră în sensul Vedeți, limba română e foarte săracă în sensul Din păcate deci este în limba greacă, este catacrino, da? Min crino și catacrino. Min katakrisite, Min catacrinete, anuind katakrisite, Nu o sândiți, ca să nu fiți o sândiți, da? Pe când noi nu ne punem în locul lui Hristos să judecăm, în sensul de instanță de judecată, ci noi cântărim și vedem dacă acea biserică, acel prezviter, este omului Dumnezeu care mă ajută, pe mine sufletește, să mă duc la Dumnezeu în împărăția cerurilor sau din contră mă omoară sufletește lucrul acesta trebuie să-l am clar în minte și să, să pot să discern pentru că vedeți sunt foarte puțini oameni care vă spun lucrurile acesta mulți îl ascultă și am văzut cu sute de milioane de fani, de cutare, părintele balași cutare, oameni buni oamenii ascultă și uh, respectivul uh, vorbește ceea ce vor oamenii să audă. În momentul în care oamenii nu vor să audă, atunci o să ai, bineînțeles, 18 pe live, o să ai 15, o să ai 10, o să ai ăia care sunt care vor cu adevărat să schimbe viața, pentru că nu toți vor să schimbe viața. Vă salut, părinți sunt părintele Matei Vulcănescu și uh, vă doresc uh, ca această duminică care se încheie ușor ușor să fie o duminică binecuvântată și să puteți să înaintați pe calea Sfințeniei, pentru că, iată, astăzi am sărbătorit pe toți Sfinții, da? Pe toți Sfinții. Pentru că astăzi este ziua în care se arată fructele, fructele, roadele Duhului Sfânt, care roada Duhului Sfânt este Sfințenia. Iar noi trebuie să fim Sfinți, așa precum Hristos Sfânt este. Amin.